este un irlandez venit de pe alte dărâmuri, fascinat de România. Primește foarte multe mesaje de la români și mulți dintre ei spun că e mai român decât noi, românii. M-a impresionat, Peter face lucruri foarte froase cu și despre România și, cum am spus și eu la un moment dat, dacă a învățat să vândă produse românilor, acum se ocupă să vândă ceea ce înseamnă România, să ne-o vândă nouă, cu ghilimele de rigoare. Vă mulțumim că ne arătați România frumoasă, România pe care poate cu toții ar trebui să o parcurgem într-o zi la pas. Poate nu toată, bucățica asta noastră care ne atrage și ne cheamă mereu înapoi. Nici n-am știut până acum că vezi tocmai de aia, trebuie să vii până la Iași ca să afli că Alger Presu are o asemenea comoară, spun foarte sincer. Am descoperit anul trecut doar că existau expozițiile și acum am văzut că faceți și documentare. Sunt destul de mulți străini care sunt mai încântați de multe ori decât noi, probabil că au și distanța necesară ca să fie mai încântați, poate. Și nu sunt așa, ai văzut, răspunsul tuturor pe unde se duceau era, da, supraviețuim, da, așa, așa, așa. Nimeni nu era, știi, cu inima foarte, foarte deschisă și la rândul meu provin într-o familie unde străbunicii mei sunt pe jumătate francezi, deci au venit și au rămas aici și probabil că poate de-aia și eu iubesc mai mult România.